Sezonul rece bate la ușă, iar severinenii care au rămas racordați la rețeaua de termoficare a orașului așteaptă vești legate de termoficare. Astăzi, în conferință de presă, primarul Marius Creciu a anunțat că prețul gigacaloriei va rămâne același ca anul trecut, adică 400 de lei, fiind subvenționat de primărie. Administrația locală așteaptă însă și anul acesta bani de la guvern pentru achiziția de păcură. Vom funcționa ca și anul trecut, cu instalații închiriate de la fostul RAN pe păcură. În acest moment pregătim contractul să îl semnăm în perioada următoare, în jur de 15 octombrie vom da drumul, vom verifica instalațiile. În acest moment noi am lucrat toată vara la tot ce înseamnă rețea. Să sperăm că nu vom mai avea intervenții, accidente în rețea așa cum au fost în anii trecuți. De fapt, de anul trecut, când am lucrat la fel, toată vara ele au scăzut foarte mult. Dacă în primul an, în 2016 către 2017, am avut 10 de avarii, ele s-au redus anul trecut maxim 14-15. Anul acesta vrem să avem sub 10. Sperăm că vom avea și înțelegerea guvernului, pentru că avem nevoie de sprijin și din partea guvernului. Am purtat discuții și cu doamna premier și cu domnul ministru al finanțelor publice, domnul Teodorovici, alături de președintele Consiliului Județean, de domnul prefect. Toată lumea, din punct de vedere al discuțiilor, a fost pregătită și le-am purtat la nivel înalt. Cred că anul acesta problema căldurii nu se va mai pune. Potrivit edilului, calculele spun că ar fi nevoie de suma de 40 de milioane de lei. Autoritățile au pe stoc câteva mii de tone de păcură și se poate funcționa cel puțin două săptămâni cu această cantitate. General, din ce ne-au făcut, ne-a făcut domnul director Dan Săceanu de la Spaiet, ar fi vorba de o sumă în jurul valorii de 40 de milioane de lei. Bani pe care o parte încercăm să-i asigurăm și noi de la primărie, de la Spaiet, și o parte dorim de la guvern. Ceva pregătit, mai avem și câteva mii de tone de păcură, putem funcționa cel puțin două săptămâni, avem asigurată păcura pentru funcționare, să sperăm că nu vom avea o iarnă așa să plece de vreme, să fim obligați să cheltuim stocul pe care îl avem în acest moment. N-am vrea să se ducă cât mai târziu, dar în cazul în care mâine ar începe să ningă, am avea stocul necesar pentru două săptămâni. Legat de viitor, primarul Marius Creciu spune că există soluții. Se dorește construirea unei noi centrale termice în cogenerare cu bani fie de la guvern, fie din fonduri europene. Suntem foarte aproape de rezolvarea acestei probleme. În această lună avem termenul pentru ultimul document de care avem nevoie pentru construcția unei noi centrale. Vorbim de studiu de fezabilitate, strategia de încălzire a orașului. Am efectuat-o, avem soluția tehnică pentru a găsi, pentru a rezolva problema agentului termic. După ce avem și acest studiu de fezabilitate, vom scoate pe piață soluția tehnică, urmând să vedem pe ce zonă financiară ne ducem. Avem două variante. Una pe fonduri europene de carbonificare, unde 70% sunt bani asigurați de Uniunea Europeană, 30% de primăria Drobeta-Turnu-Severin, și mai este un mai avem o variantă elaborată de Guvernul României, se cheamă termoficare și salubritate, unde Guvernul României vine cu 85% din sumă și 15% vine primăria Drobeta-Turnu-Severin. Din ce au reușit din documente până în acest moment, soluția tehnică o reprezintă o centrală termică în cogenerare și cu producerea de curent electric, care îndeplinește toate condițiile de mediu și în același timp funcționează și pentru asigurarea apei calde vara, agentului termic iarna. Faptul că
producem și curent electric, ne ajută mult în prețul la gigacalorie, preț care va fi sustenabil, bun, pentru a veni și a contracara puțin și gazele, să zic așa, extinderea rețelei de gaze în Drobeta, Turnul Severin. În ceea ce privește extinderea rețelei de gaz, autoritățile locale își propun ca în maximum 3 ani de zile toți severinenii să fie racordați. În prezent, 20% din populația Severinului a ales această variantă. Va trebui să arăm efectiv străzile în Drobeta, Turnul Severin, intervenția în străzile deja asfaltate, fără a intra în aceste străzi, nu se poate. Deci, oricum, problema nu este a fondurilor europene, pentru că ele au ieșit din garanție din cei 5 ani, dar să putem să introducem, să extindem rețeaua de gaze, e obligatoriu să intervenim în carosabil și atunci vor fi hăcuite, să zic așa, străzile, dar nu avem ce face. Oamenii ne cer foarte mult extinderea rețelei de gaze, vor să renunțe la butelii, zonele unde nu este nici agent termic există posibilitatea să folosească centrale pe gaze. Deci trebuie să facem un mix între zonele unde nu este nici agent termic și nici o altă formă de încălzire. Oamenii se încălzesc de fapt pe lemne. Să venim acolo cu extinderea rețelei de gaze, în principal acolo vrem să venim și în același timp la nivel de agent termic, să dăm un agent termic ieftin ca oamenii să vină să acceseze pe ceea ce dăm de la primărie și să nu umplem orașul de centrale de apartament, că sunt poluante și nu sunt nici prea ieftine.